Bun găsit la interviurile Hot News Live. Astăzi suntem de la distanță. Sunt Andreea Ofițeru și alături de colega mea Mona Hera o avem invitat pe doamna Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării. Bună ziua, doamna ministru! Vom trece direct la întrebări, pentru că foarte mulți oameni se întreabă zilele astea ce se întâmplă cu anul școlar. Ați văzut ieri declarațiile doamnei vicepremier Luca Turcan, au creat o adevărată dezbatere cu privire la înghețarea anului școlar. Știm că dumneavoastră ați ieșit și de mai multe ori și ați negat, dar puteți exclude 100% înghețarea anului școlar? La acest moment, exact cum am precizat în ultimul timp, la acest moment, specialiștii din cadrul Ministerului Educației nu iau în calcul, deci exclud o astfel de variantă. În cadrul Ministerului Educației și Cercetării, specialiștii lucrează la mai multe variante, nu numai trei, la mai multe variante pe care le luăm în calcul, însă trebuie precizat în mod foarte clar faptul că toate aceste variante sunt în strânsă legătură cu situația și cu evoluția, de fapt, cu evoluția situației grele în care România se află astăzi, și anume evoluția pandemiei cu coronavirus în România. Trebuie să facem precizare că toate aceste scenarii pe care le lucrăm în cadrul Ministerului Educației le vom dezbate cu partenerii noștri sociali, cu studenții, cu elevii, cu absolut toți actorii educaționali, și le vom face public tuturor, pentru că este de importanță maximă pentru toată lumea. Vreau însă, dacă îmi permiteți, să începem acest interviu cu un apel la calm pentru părinți, elevi, studenți, cadre didactice. Pe lângă faptul că îi rog să stea în casă, aș dori să le spun să continue și învățarea de acasă. Este important pentru noi să fim în siguranță, să fim sănătoși, ca mai târziu să putem face sau să punem în practică acele scenarii de care vorbeam mai devreme. Dar care sunt aceste scenarii? Da, care sunt, dacă se poate să ne indicați, pentru că este mare nemulțumirea în rândul copiilor și al părinților. Stimate doamne, așa cum am precizat și ieri, nu pot face public niciunul dintre scenarii până când nu există, atenție, nu există din partea specialiștilor o decizie. În momentul în care acea decizie va exista, noi vom veni și le vom prezenta aceste scenarii, că doar nu sunt numai pentru mine sau pentru specialiștii din cadrul Ministerului, sunt pentru toți cei care sunt implicați în sistemul de educație. Credeți-mă că nicio secundă cred că avem nu vom gândi ceva care să fie în detrimentul elevului sau studentului sau carelor didactice. Tot timpul vom căuta soluțiile cele mai bune în așa fel încât sistemul de educație din România să nu aibă de suferit în vreun fel. Însă, trebuie să ne uităm și la celelalte sisteme de educație din Uniunea Europeană, și noi suntem în contact direct cu toate, cu reprezentanții sistemului de educație din Uniune, tocmai pentru că suntem conștienți că nu suntem singuri. Nu, suntem alături de toți cei care, iată, trec prin această situație grea. Pentru că noi, deocamdată, ar trebui să ne gândim, să fim în siguranță și să fim sănătoși. Bun, și cam în cât timp credeți că puteți să anunțați aceste scenarii pe care spuneți că le analizați acum? Orizontul de timp va fi în funcție de ceea ce primim și de la Comitetul Național
informațiile pe care noi le primim de la Comitetul Național pentru Situații de Urgență. După cum observați și dumneavoastră, zi de zi sau de la zi la zi, situația se schimbă. Prin urmare, așteptăm o perioadă în care avem în mod clar ce se întâmplă cu evoluția pandemiei și după aceea vom analiza și vom prezenta public. Această presiune, eu o înțeleg că este o presiune din partea părinților, din partea elevilor, a studenților. Înțelegem foarte bine toți specialiștii din cadrul Ministerului Educației că există îngrijorare, dar în același timp trebuie să ne gândim și să fim conștienți că la acest moment, repet, la acest moment, ar trebui să ne preocupe în mod special să stăm în casă și să ne continuăm învățarea de acasă. Da, vă mai întreb cu privire la această situație, să presupunem în ce condiții s-ar putea îngheța totuși anul școlar? Adică când ați luat această decizie? Deci nu se pune problema, repet, cred că am spus asta de 1000 de ori, nu se pune problema înghețării anului școlar. Niciun stat din lume nu a pus problema înghețării anului școlar. Nu văd de ce noi trebuie să ne gândim la acest aspect, pentru că la momentul acesta nu este cazul. Specialiștii analizează variante în funcție de ceea ce se întâmplă, repet, în România, dar corelând cu ceea ce se întâmplă și în celelalte state europene. Doamna ministru, care este cea mai optimistă dată la care s-ar putea redeschide școlile? Mai vorbim despre redeschiderea lor după Paște. La ce date analizați acum? După cum bine știți, fiind activat Comitetul Național pentru Situații de Urgență, nu Ministerul Educației mai ia decizia cu privire la începerea sau nu a cursurilor, ci Comitetul Național pentru Situații de Urgență, care analizează în funcție de evoluția situației dacă este oportun sau nu să redeschidem cursurile. De acord, dar m-am gândit că lucrați pe niște date, pe niște proiecții atunci când analizați acele scenarii de care vorbeați. Bineînțeles că lucrăm, de aceea v-am spus că lucrăm pe niște date pe care ni le oferă acest Comitet Național pentru Situații Speciale de Urgență. Pentru că trebuie să gândim lucrurile în acord cu Ministerul Sănătății, în acord cu Ministerul Afacerilor Interne, pentru că aceste decizii sunt importante pentru siguranța și sănătatea copiilor noștri. Nu putem să luăm decizii fără să ne gândim la aceste aspecte. Dar sunt convinsă că văd că și dumneavoastră sunteți acum acasă și facem un interviu, iată, altfel decât până acum. Deci ne conformăm situației în care ne aflăm și același lucru îi îndemn și pe părinți să îi țină pe copii cât mai mult acasă și să petreacă, iată, în felul acesta pot petrece mai mult timp alături de copii și să se implice în învățarea pe care copiii o au, iată, de acasă. Ce se întâmplă dacă această stare de urgență se va prelungi? Pentru că nu se termină criza coronavirusului. Ați văzut că sunt specialiști care spun că vom avea un vârf chiar după sărbătorile de Paște. Atunci, ce se întâmplă cu școlile în situația asta? Dacă nu ieșim din starea asta. Noi nu vorbim aici numai despre școli, vorbim și despre universități. Și așa cum am spus și mai devreme, decizia prelungirii stării de urgență nu este la Ministerul Educației. Ministerul Educației, așa și celelalte ministere, toți ne supunem, de fapt, decretului care instituiază starea de urgență. Un cititor întreabă dacă aveți în vedere prelungirea cursurilor și examenelor în vacanța de vară, pentru că aici vorbim și despre examenul de capacitate și despre bacalaureat.
Și vorbim despre examenul de evaluare națională. Evaluare națională, da. Exact. Vorbim că examenul de capacitate nu mai este de mult. Vorbim despre examenul de evaluare națională, de bacalaureat, dar noi trebuie să le gândim nu numai aceste examene, ci trebuie să le gândim și la examenele profesorilor, că și profesorii susțin în perioada de vară examene de titularizare, de grad și așa mai departe. De aceea v-am spus că aceste soluții pe care noi le căutăm în aceste momente urmăresc mai multe paliere. Pentru că nu este ușor să luăm o decizie fără să gândim integrat. Da? Deci nu numai ce se întâmplă cu elevul, ci ce se întâmplă și cu cadrul didactic, ce se întâmplă cu școala. Da? Deci vorbim despre o privire de ansamblu pe care o vom prezenta public, repet, atât pe nivel de învățământ preuniversitar, cât și nivel universitar, dar și ceea ce se întâmplă și în cercetare, că și acolo trebuie să luăm niște decizii în acest sens. Ce le spuneți părinților care au rețineri să-și trimită copiii la școală după vacanța de Paște, în ipoteza în care se vor deschide școlile? Mulți spun că școlile nu sunt sigure nici măcar în situația asta. Ce le spuneți? Ați dezinfectat școlile? Ce se întâmplă acum în școli? Ministerul Educației nu dezinfectează școlile. Asta știm, da. Ministerul Educației a solicitat tuturor autorităților publice locale să dezinfecteze unitățile de învățământ imediat ce s-a încheiat, de fapt când s-a luat decizia suspendării cursurilor. Același lucru vom face și în momentul în care vom relua cursurile. Vom solicita ca în fiecare școală să se realizeze această dezinfecție pentru că este absolut necesar să-i știm pe copii în siguranță în momentul în care pătrund în spațiul școlii. Cum se vor desfășura examenele naționale? Nu știu, vă gândiți la o modificare a examenelor în sensul că veți da poate subiecte mai ușoare sau doar din materia care s-a predat înainte de această criză a coronavirusului? Ce le spuneți elevilor? Ceea ce mă întrebați dumneavoastră, de fapt, face parte din scenariile noastre, adică mă pune să spun dacă este un scenariu ceea ce dumneavoastră mă întrebați pe mine. Eu ceea ce pot să vă spun este că Ministerul Educației, prin Centrul Național de Examinare și Evaluare, pregătește deja un set de variante, dacă vreți, pregătim un set de variante, de lucru pentru elevi, tocmai pentru a se pregăti în această perioadă cât stau acasă și le vom pune pe site-ul Ministerului și le vom solicita tuturor inspectoratelor școlare să le prezinte, să le ofere școlilor din fiecare județ, pentru că este important ca în această perioadă elevii de clasa a 8-a și de clasa a 12-a să se pregătească pentru examenele naționale, să nu oprească pregătirea. De aceea am solicitat Centrului Național de Evaluare și Examinare să facă, să elaboreze variante pe care să le punem periodic la dispoziția elevilor, pentru că este, repet, important să fie toți în contact cu școala. Dar vorbim aici despre modele de subiecte sau despre variantele propriu-zise care vor fi date în examene? Am spus despre modele, cum să fie variantele care se vor da la examen. Eu vreau să vă întreb câți dintre cei 3 milioane de elevi, știți dumneavoastră, poate aveți o statistică, fac cursuri online, pentru că sunt foarte multe școli unde copiii nu fac aceste cursuri online sau fac la una, două materii, ori sunt alți copii care nu au acces la internet, știți foarte bine. Știu foarte bine și de aceea în întâlnirile mele virtuale cu inspectorii școlari generali am solicitat să identifice
acolo unde nu se realizează sub nicio formă această legătură a profesorului cu elevul. Lecții online se desfășoară și sunt și le mulțumesc pe această cale tuturor cadrelor didactice care s-au mobilizat din primul moment și au oferit sprijin elevilor în felul acesta prin organizarea lecțiilor online, dar suntem conștienți că nu în toate casele există acces la internet sau acces la tehnologie în general, da? Și ca atare, de aceea am realizat parteneriatul cu Televiziunea Română, pentru ca măcar pentru elevii de clasa 8-a și a 12-a, Ministerul Educației să ofere cursuri de pregătire, pentru că este, repet, important pentru ei să păstreze legătura cu școala. De asemenea, să știți că acest parteneriat al Ministerului Educației și Cercetării cu Televiziunea Română nu este singular. Sunt și inițiative locale. De exemplu, pot să vă spun că la nivelul județului Argeș, de exemplu, inspectorul școlar general a realizat un parteneriat cu o televiziune locală și oferă cursuri pentru toți elevii din județ, pentru că acea televiziune locală a putut, poate fi urmărită în fiecare casă. Deci, sau la nivelul inspectoratului școlar al municipiului București. Deci nu sunt singulare aceste demersuri. Și le mulțumesc tuturor, pentru că este un efort în plus, este un efort deosebit. Profesorii care merg și filmează lecțiile la Televiziunea Română, să știți că nu este ușor. Nu este ușor pentru ei, pentru că se deplasează în aceste momente când, iată, avem restricții, ei merg acolo, se expun, tocmai pentru a păstra această legătură cu școala pentru toți elevii. Vă dați seama cât efort există și le mulțumesc pentru tot ceea ce fac. Vreau să vă întreb ce se întâmplă cu ceilalți profesori care nu fac cursuri online. Luați în calcul, puteți obliga cumva printr-un ordin de ministru, de exemplu, ca toate școlile, toți profesorii să facă cursuri online cu copiii? La momentul acesta, profesorii s-au mobilizat, consider eu, pentru ceea ce se află în România la acest moment, chiar s-au mobilizat exemplar. Și îi rog și pe ceilalți, care poate nu au avut timpul necesar, poate au avut nevoie de sprijin pentru a intra în direct cu copiii, îi rog și pe aceștia să fie alături de elevi și să le ofere învățarea de acasă. Sunt convinsă că în curând foarte mulți profesori vor face acest lucru. Le mulțumesc și cadrelor didactice din sistemul de învățământ universitar care s-au mobilizat și aceștia și desfășoară cursurile online. Doamnă ministru, vreau să vă mai punem mai multe întrebări, dar ne limităm la o ultimă întrebare. Ce intenționați să faceți în privința homeschooling-ului, care știm că nu este recunoscut în România? Cred că pentru a vorbi despre așa ceva în aceste momente, ar trebui mai multe date care să le avem pe masă în acest moment. Cred că este o discuție pe care o putem avea după ce ieșim din această situație grea în care se află România astăzi. Ce le spuneți părinților care și-au înscris până acum copiii la clasa pregătitoare? Au fost foarte multe întrebări pe această temă. Cei care și-au înscris copiii sau cei care încă n-au apucat să-și înscrie, le spun să stea liniștiți, că vom prelungi toate calendarele. Deci de aceea v-am și spus că nu este ușor să spui începem la data X, bun, și ce facem dacă începem atunci. Deci trebuie să luăm decizii în funcție de tot ceea ce presupune sistemul de educație. Calendare, metodologii, absolut totul. Atât în ceea ce îi privește pe elevi, cât și în ceea ce îi privește pe profesori.
Vreau să, chiar o ultimă întrebare mai am eu, legată de școala online, de cursurile online. Știu foarte multe cazuri în care profesorii nu fac cursuri online, de aceea revin cu întrebarea. Excludeți la acest moment o măsură de a-i obliga, o modalitate de a-i obliga pe profesor să recurgă la această metodă de predare? Vă bazați... Aici nu este vorba de obligație. Este vorba de modul în care fiecare dintre noi înțelege să punem umărul în aceste momente grele. La nivelul fiecărei unități de învățământ există director. La nivelul fiecărui județ există inspector școlar general. Prin urmare, local se poate găsi o soluție în așa fel încât cadrele didactice să mențină legătura cu școala. Deci la acest moment cred că este important cu toții să punem umărul și să oferim soluții elevilor și studenților, pentru că școala de acasă, iată, se realizează și în aceste momente grele de criză. Înțelegem că poate fi prelungită această sesiune video. Eu voiam să vă mai întreb. Ar trebui să-i spun, eu revin la evaluarea națională și la bacalaureat. Ce ar trebui să-i spun copilului meu care se pregătește de bacalaureat? Mă întreabă cât de mult se poate decala acest examen. Care e cea mai pesimistă dată pe care o aveți în variantele dumneavoastră? Stimată doamnă, în niciun caz nu voi avansa vreodată. În niciun caz. Pentru că nu este momentul să avansăm vreodată sau vreun scenariu în spațiul public, pentru că acea dată sau acel scenariu, toate acestea nu au fost analizate de către specialiști și nu au fost decise. Deci nu pot veni eu să avansez acum un scenariu cum îmi trece mie prin minte. Există specialiști, ne preocupăm de acest aspect și vom face public tot ce am decis în cadrul grupului nostru de lucru. De asemenea, puteți fi liniștiți, dragi părinți și dragi copii, stați liniștiți, în grupul de lucru există și reprezentantul părintelui, există și reprezentantul elevului sau studentului, există și reprezentanții sindicali, prin urmare, deciziile se iau în acord. Mulțumim mult! Vă mulțumesc și eu și să nu uite elevii să stea în casă și studenții stăm în casă și continuăm învățarea de acasă. Multă sănătate tuturor! La revedere! Mulțumim mult, doamna ministru! La revedere!